numele din showbizul românesc, care, de-a lungul timpului, s-a ferit din toate puterile ei să se facă remarcată și pentru forma ei fizică, mizând exclusiv pe vocea ei. Cu toate acestea, de ceva vreme încoace, se pare că Alexandra Ungureanu a prins curaj și, curând, dacă continuă așa, își va pierde porecla de cea mai minte vedetă din showbiz. Exact, de-a lungul ultimilor ani, în ciuda faptului că este una dintre artistele cu succes, Alexandra Ungureanu a avut grijă ca fiecare apariție pe care o are în public să fie cât se poate de decentă, fără să își pună, vreodată, în valoare formele cu care a fost îndestrată de mama natură. De altfel, Alexandra Ungureanu își arată rare oriceva mai mult decât leznele, iar rare ori și-a spus la vedere picioarele mai sus de genunchi și până acum niciodată de colteul. Cu toate acestea, iată că de curând, Alexandra Ungureanu a șocat asistența de pe conturile sale de socializare și, fără să stea prea mult pe gânduri, s-a lăsat fotografiată la piscină. Nu de la mare distanță, ci de suficient de aproape pentru ca să fie vizibil care pe ea un costum de baie extrem de decoltat. Ba chiar mai mult, pozele pe care și le-a făcut la piscina au scos la iveală un decolteu pentru care vede că de vârsta ei, Alexandra Ungureanu urmând să împlinească 38 de ani, ar fi de-a dreptul studioase. De adevărat, de ceva vreme, Alexandra Ungureanu este extrem de preocupată de dieta pe care o ține, precum și de desele întâlniri cu sala de fitness, artista fiind totuși stil odată cu spunturile rele, noul ei iubit, un bărbat extrem de discret când vine vorba de aparițiile publice. Alexandra Ungureanu suferă de o afecțiune rară, punct. Alexandra Ungureanu a dezvăluit pentru Xit. Cu ceva vreme în urmă că suferă de o boală autoimună pentru care, deocamdată, nu a găsit rezolvare cu tratament. Întrebată când a fost ultima oară la medic, Alexandra Ungureanu a dezvăluit ce se petrece cu ea. La oftalmolog, recent, mă confrunt cu afecțiune autoimună care duce la apariția unor cuscuri pe pleoapă, denumite halatron. Halazion. Încă nu am găsit rezolvarea cu tratament. E posibil să fie nevoie de intervenție chirurgicală, a explicat Alexandra Ungureanu.